Lăudat să fie Domnul! Mulțumim tuturor celor care au slujit în dimineața aceasta până aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vis-a-vis de fratele Zoltan, un om cu un dar special din partea lui Dumnezeu de a compune, de a scrie versuri, de a compune melodii. Domnul să-l binecuvinteze în continuare cu inspirație divină de sus. La terminarea programului dumnealui vă va pune la dispoziție tuturor celor care doresc și vreți să ascultați muzica pe care Domnul i-a dat-o atât pe CD-uri sau pe USB stick, cum dumnealui a considerat ajutând lucrarea aceasta și în acest mod. Amin! Mai sunteți aici? Că văd că sunteți cam ploați așa și eu la fel. Vă rog să vă ridicați. Știți ce s-a întâmplat în ziua 50.000? A venit o bubuitură puternică aici, zice că a fost un vâjit, așa ca de vânt, o bubuitură puternică așa și toți s-au speriat poate la început. Acum, citim cuvântul Domnului, nu ne speriem, pentru că cuvântul Domnului este viu și lucrător, ne îndeamnă, ne sfătuiește, ne și mustră, ne dă înțelepciune, pentru ca omul desăvârșit să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin? Aveți Biblia la voi? Ridicați-o sus. Puneți camera pe ele. Să vadă toți care ne urmăresc online că frații noștri din Betel, cei care ne vizitează și aduc Biblia cu ei la adunare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Băi, sărbătoarea penticostalilor astăzi. Să știți că penticostalii or fi și în iad. Penticostalii, nu știu, m-am născut într-o biserică penticostală și suntem o biserică care împărtășim mărturisirea de credință, hai să zic așa în ghilimele, a cultului penticostal, dar ne dăm silința să rămânem în învățătura curată a Sfintelor Scripturi. Nici la stânga, nici la dreapta. Să rămânem pe mijlocul cărărilor, că acolo tare e bine. Deschideți la pagina 1055. Faptele Apostolilor, capitolul 1. Este singura carte a Scripturii care, despre care se spune că nu s-a terminat. Se scrie în continuare. Se scrie în continuare faptele apostolilor, faptele ucenicilor, faptele pocăiților din München și de pretutindeni. Se notează și se va nota până când va veni Hristos Domnul să ne ia la el acasă. Auziți ce zice cuvântul Domnului aici? De la versetul 4 citim. Pe când se afla cu ei, adică cine? Iisus, cu ucenicii, pe când se afla cu ei, le-a dat o idee. Și a zis, bă, dacă vreți, cum scrie acolo? Zice stare. Pe ce înseamnă asta poruncă? Care a făcut armata? Ordin. Păi dar nu aveai cum să zici că nu poți sau că nu vrei. La început zicea, băi, dacă nu știi, ți-arătăm. Dacă nu vrei, te obligăm. Dacă nu știi, te ajutăm. Auziți, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Vă rog să vă reașezați. Înainte de a prezenta înaintea dumneavoastră câteva gânduri în ce privește, așa cum se spunea chiar de la început, această sărbătoare, cinzecimea, pogorârea Duhului Sfânt sau în termeni așa mai populari, rusalile, vreau să fac câteva anunțuri. Am văzut chiar că s-a postat pe grupurile noastre de socializare pe WhatsApp
data de 14, vineri seara, și 15 iunie, sâmbătă, vineri și sâmbătă, se va organiza aici o acțiune de curățenie în biserică. Deci vineri seara se va începe, 14 și 15, sâmbătă se continuă. La familia Preda, la sora Monica, fratele Patrick și la fratele Dani Popa, toți acei care vreți și aveți pe inimă și vă place când veniți la biserică să fie curat, vă rog să-i contactați. O zis cineva amin? Dacă nu sunt aspiratoare destule, aduceți de acasă. Dacă, mai ales în preajma sărbătorilor, țineți minte cum se făcea în România. Șanțurile din fața casei, toate curățate, toate mizerile scoase afară. Parcă acum văd un foc mare, dar nu era foc, era mai mult fum în curte, în grădină acolo, pline, toate mizerile se ardeau, la fiecare casă ardea. Acum aici nu este cazul că avem containere afară, le putem arunca. Deci pe 14 și pe 15, curățenie generală în biserică. Domnul să-i binecuvinteze pe toți acei care vor veni și vor pune mâna și vor lucra. Amin. Celelalte anunțuri în finalul mesajului. Dragilor, lumea în care trăim, societatea în care trăim, în care Dumnezeu ne-a așezat pentru o vreme, discutam la lucru cu un fost maestru de-al meu și îmi spunea, și m-am gândit mult la expresia lui, și Cianicu, să știi că lumea de astăzi este condusă sau o domină cel puțin trei aspecte: bani, putere și el a spus un lucru așa mai, eu îi spun plăcere, el a spus în ghilimele sexul. Bani, putere, plăcere. Trei lucruri care domină, care își pun amprenta pe societatea în care trăim. Mă gândeam așa că unii le au lucrurile astea mai mult sau mai puțin, toate. Alții, adică sunt posesori, posedă lucrurile astea, alții tânjesc după lucrurile astea. Înseamnă că nu le au. Noi când spunem putere în limba română, la ce ne gândim? Vedeți, există acum și în România, s-au specializat, s-au pus la punct sălele astea de fitness unde te duci și faci mușchi. Unii se duc numai să facă mușchi și mai au pe lângă asta tot felul de substanțe ca în 2 luni de zile să pună mușchi pe ei cât a pus Arnold Schwarzenegger în 20 de ani. Și să duc cu zilele în mână. În germană, limba germană, se spune Macht, adică puterea de a de sus în jos. Mă gândesc că și cei care știu greacă, care ați învățat la școlile de teologie, este un anumit termen pentru cuvântul care îl folosește Domnul Iisus aici, ci voi veți primi o putere. Cum îi spune? Dynamis, nu? Dynamis. Vine de la dinamită, de la bombă. Dinamita, ce-i dinamita? Dinamita este acel exploziv, așa lunguiesc, ca și puțin mai gros ca și un creion, în diferite forme, bineînțeles, și se folosește când se aruncă în aer, știu eu, de exemplu, se exploatează o carieră, se exploatează un munte și vrea să se scoată de acolo, deci pune acolo jumătate de kilogram, poate nici atâta, și aruncă în aer jumătate muntele. Forță, putere. În germană zice Macht. Voi veți primi o putere. Iisus cel înviat, cel care li s-a arătat, care a intrat la ei cu ușile închise,
acum, mulțumesc că l-ați oprit, era să zic, de mult să opriți clima aia în lagă, că huruie în cap aici. Toma, care a venit și el și pentru el Mântuitorul, a venit a doua oară și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Petru, reabilitat la Marea Galilei, mă iubești? Da, te iubesc, mă iubesc, da, încă o dată, de două, de trei ori. Și cel înviat li se arată ucenicilor și ei, pe lângă el acolo, cu gândul tot la macht, la putere, la macht, auzi, în vremea asta de acum ai de gând să reașezi împărăția lui Israel, adică să te încoronezi tu ca și regea lui Israel pe tron și să terminăm odată cu romanii ăștia. Ce e asta? Politică. Cine nu este, nu pasionat neapărat, dar cât de cât interesat așa, cum merg vremurile, cum decurg lucrurile? Politică. În ziua de astăzi, mai ales în perioada asta, în țara noastră de unde venim, în România, toți politicienii care candidează la nu știu ce, penticostal, toți, vă garantez, toți sunt baptiști, toți sunt creștini după Evanghelie, depinde în ce biserică ajunge. M-au zis că unul dintre ei, un mare om politic, a fost într-o biserică și chipurile s-a și împărtășit acolo cu frații și cu surorile. Și scandal după aceea, adică scandal, probleme, cum de ai dat cina Domnului, cum de... Spuneam fraților aici într-o seară că eu am fost de curând în țară, în România, și de asta am văzut lucrurile astea. Ce frate Nicu, dintr-o biserică, doi candidează la primărie, la, ca și primari. Doi frați. Unul împotriva la celălalt. Tot felul de intrigi, tot felul de... Și ucenice la fel. Tu n-ai de gând să restaurezi din nou împărăția lui Israel. Știți ce au uitat ucenicii? Repede au uitat. Deschideți cu mine la Matei, capitolul 10. De la versetul 16, sunt cuvintele Mântuitorului către ucenici. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, că vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Repede a uitat. Pentru că ei aveau o chemare specială. Trebuiau să ducă vestea bună a Evangheliei mai departe. Știți cu ce preț? Cu orice preț. Cu prețul vieții lor. Și ei? Doamne, chiar nu vrei să te apuci de treabă? Chiar nu vrei acum, din nou, așa cum eram noi odinioară, să fim și noi ceva pe lângă tine pe acolo? Și parcă Mântuitorul avea să le zică, eu mi-am terminat treaba de făcut. Ce? Când a stat cu mâinile întinse pe cruce și înainte ca să-și dea Duhul, știți ce a zis Iisus? S-a
isprăvit. S-a terminat. Procesul de mântuire s-a terminat. Acum voi trebuie să-l duceți mai departe. Treaba mea a fost să fac voia celui care m-a trimis. Și Isaia surprinde cu aproximativ 600 de ani în urmă și zice în felul următor, versetul 10 și 12 din 53. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi va da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. S-a isprăvit. Treaba voastră? Voi, ucenicii mei, care 3 ani și jumătate ați fost cu mine, treaba voastră este să înfiți martori. Dar nu o luați așa repede imediat. Așteptați o țară. Până când? Până când veți primi ce? Așa am citit. O putere. Se înalță Iisus la cer. Și ei au rămas așa. Cu ochii pironiți, cu gura căscată, minute în șir, și vin 2 bărbați îmbrăcați în alb. Zice, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați? Pentru că asta este și realitatea din bisericile noastre. Unii numai stau și se uită. De ce stați și vă uitați? N-ați văzut destul? Pentru că acest Iisus care voi îl vedeți acum că se înalță la cer, așa o să-l vedeți că va veni înapoi. Și atunci și-au dat capetele în jos, au închis gura toți și-au mers înapoi în Ierusalim. În cetate. S-au dus în odaia de sus, parcă toți erau așa cum suntem noi astăzi, așa abătuți, nu mai vorbea unul cu celălalt. Și se ridică cineva și zice, auzi, ăla care l-a vândut pe Iisus Iuda, trebuie altcineva să ia locul. Și au pus înaintea lor 2. Au tras la sorți, bineînțeles, au făcut o rugăciune înainte, au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia. L-au ales în numărul celor 12 apostoli. Erau 11 și cu el 12. Și să vedeți, stăteau acolo. Cât au stat? 10 zile. Ce-au fi făcut 10 zile acolo? M-am gândit azi dimineață și imediat mi-a luat o fițuică, o foaie și am scris iară. Și încep și vorbesc ei. Bă, ți-aduce aminte? Zice Petru cu Ioan, bă, pe noi ne-o chemat de la pescuit. Eram la pești, ca și cum ar fi fratele Gicu la pești. De la pești aude o voce, lasă undițele jos, lasă plasele și vină după mine. Bă, îndată le-am lăsat și am mers după el. Habar n-am avut cine-i. Dar mai țineți minte voi, când a venit copilul ăla cu 5 pâini și 2 pești, și-au mâncat aproape 5.000 de bărbați și s-au săturat. Dar zice Ioan, dar după aia ne-au pus să le adunăm fărâmiturile toate. Și 12 coșuri de fărâmituri le-am adunat. Tot am adunat. Bă, dar mai țineți minte, ăsta a umblat pe mare. Mai țineți minte noaptea aia când eram la pescuit pe mare și deodată am crezut că e o nălucă. Și eu, Petru, am zis, bă, dacă tu ești,
Hristos Domnul, da, eu sunt, poruncește să vin la tine. Și m-am dus și m-am cuprins îndoială, m-am uitat la valuri și am plecat în jos, dar m-a ridicat din nou. Da, dar ce făcea cu farisei? Ce făcea cu farisei? Numai morminte văruite le zicea. Și-i mustra, și-i mustra pe capete. Ăla orb, cum l-a chemat? Bartimeu. Da, mă, Bartimeu. Mai ții minte că noi l-am oprit să nu strige, că striga după Iisus ăsta care s-a înălțat la cer, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și noi l-am oprit să nu mai strige, să nu mai ne deranjeze. Și Iisus l-a chemat și l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Și l-a vindecat. Da, l-a vindecat. Ai văzut și tu? Am văzut și eu. Da, el alți doi orbi. Și pe aia i-a vindecat. Da, și pe aia i-a vindecat. Da, dar o înviat și pe fiica lui Iair. Da, mai dreptate. Și pe Lazar, prietenul lui, l-a înviat. Dar cea mai tare fază, zice Petru, a fost când i-a spălat picioarele. Păi cum? El, care veni din slavă, să se plece să-mi spele mie picioarele, n-am vrut să-l las. Și mi-a zis atunci că dacă nu-l las, n-am parte cu el. Și l-am lăsat. Și zice, păi nu a trecut mult și zice, dacă nu mă mâncați pe mine, n-aveți viață. Da, mai dreptate. Dar cei mai mulți au plecat, cei mai mulți s-au dus. Exact așa a fost. Și am rămas noi. Și? Păi ne-au întrebat, voi nu vă duceți? Și atunci a zis, unde să ne ducem? Că la tine găsim și am găsit cuvintele vieții veșnice. Și bine am făcut că nu ne-am dus. Că la cina Domnului ofrând pâinea și a zis, acesta este trupul meu. Și ne-a dat și din rodul viței și a zis, acesta este sângele meu care s-a scurs, se scurge pentru mulți, pentru iertarea păcatelor. Bine am făcut că nu ne-am dus. Ioan, da, ia zi-ne un pic, mă, Ioan, și-o trecut vreo 5-6 zile de când vă povestesc eu asta. Ia zi-ne un pic, cum a fost la cruce, că noi toți am dat bir cu fugiți, toți au fugit. Ai rămas tu cu niște femei acolo, cum a fost? Și Ioan, apostolul birii, zice, bă, Iacove, erau frați, mai ții minte când am vrut să trecem cu el prin acel sat de samariteni? Și samaritenii nu ne-au lăsat să intrăm acolo și ne-au zis că să-i trăznească pătă, să-i fulgere. Și el a zis că nu știm de ce duc suntem călăuziți. Că Fiul omului n-a venit să piară, ci să mântuiască. Băi, oameni buni, prieteni dragi, măi Petre, băi Iacove, Matia, Matei și ceilalți apostoli, eu l-am auzit cu urechile mele când a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Chiar așa au zis? Da, exact așa au zis. Păi se poate să-ți iubești vrăjmașii? Uite că el a putut. Se poate să te rogi pentru vrăjmașa aia care ți-a înfipt sulița, care te-a străpuns, care te-a scuipat, care ți-a pus coroana de spin pe cap? Chiar se poate să-i iubești? Chiar se poate să te rogi pentru ei? Mă, Iisus a putut, că eu l-am auzit rugându-se de pe cruce. Și dintr-o dată, un bubuit puternic, un vâjăit, așa cum povesteau ei acolo, cum discutau, a umplut toată casa unde erau ei. Au fost lucruri vizibile, lucruri palpabile, lucruri audibile. Și au văzut niște limbi ca de foc, care s-au împărțit peste fiecare din ei. Și ce s-a întâmplat după aceea? Fapte 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Tot acolo erau.
Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Batjocoritorii, flegmaticii, cei care stăteau și priveau de departe, îți beți, îți plini de must. Știu eu, țineți minte cum ni se spunea pe vremuri în țară, că se ia care stâng lumina, aia care se joacă cu asta, cu una, cu alta. Nu vă duceți acolo, că cine știe ce vă farmece și tot felul de prostii. Batjocoritorii. Ei, acum Petru, plin de Duh Sfânt, se ridică în picioare și zice: bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, și știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel în zilele din urmă, zice Dumnezeu. Dar cum de înainte nu și-o adus aminte Petru de profetul Ioel? Când Iisus le-a zis: nu vă depărtați de la mine până când? Până nu veți primi făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Ei, vine Duhul Sfânt peste ei. Vorbesc în alte limbi, sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și Petru zice: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și așa mai departe, voi face să se arate semne sus. Continuă Petru și zice: pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-l legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. În urmă cu o lună de zile, nu sau când am sărbătorit, poate mai bine, am cântat: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte cărcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și continuă Petru și vorbește și vorbește și predică și predică. Ce face de fapt asta? Intrăm în idee. Puterea de a mărturisi. Voi veți primi o putere. Păi ce să facem cu puterea asta? Ascultați. Biserica din diaspora, fac o paranteză acum, biserica română din diaspora, indiferent de care ar fi ea, de ce orientare sau confesiune religioasă, indiferent de care ar fi ea, este predispusă să aibă în incinta localului sau în biserică oameni care vin din alte confesiuni, da? Deci noi, acum, să zic așa, unii poate au știut sau n-au știut, sunt în biserica care provin din biserica baptistă, sunt în biserica care provin din biserica creștinilor după Evanghelie, din biserica ortodoxă, și alte lucruri, alte aspecte. Biserica din diaspora, vorbeam și cu frații din România și le spuneam: stați puțin, pentru că la noi nu este chiar așa de ușor. Nu este chiar așa de cum credeți voi. Suntem din atâtea ramuri. Ceea ce ne ține la oaltă este dragostea lui Hristos. Dar pentru asta ne dorim ca această lucrare a Duhului Sfânt să fie autentică în biserică. Amin. Dar, fără să pun punct, curată. Amin. Curată. Știți că ne-am rugat, am făcut stăruință ca Domnul să boteze cu Duhul Sfânt și Dumnezeu ne-a onorat și a botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a dat daruri în biserică. Rămâneți în ascultare de cuvânt. Ajungem și acolo. Ce face Petru? Propovăduiește, mărturisește pe Iisus Hristos. Dar înainte de asta,
a venit puterea peste ei, Duhul Sfânt promis, și acum avea, erau plini de dinamită pe la ei, ca să înțelegem așa. Când apărea câte o problemă, o dată scotea, ca și în filmele alea cu cowboy, scotea dinamita din tașcă, o aprindea și o arunca. Cam așa ceva. Puterea mărturisirii. Minunea a fost că nu numai Petru mărturisea. Au zis Fapte 2 de la 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Aproape 3.000 s-au botezat după ce Petru l-a predicat. Ce să facem? Au zis. Întrebare. Și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Erau plini de frică și prin apostol se făcea multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii și împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție din mână. Și acum versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Deci așa, în așa fel îl lăudau pe Dumnezeu că norodul îi vedea. Că altfel nu și avea sensul imediat că erau plăcuți înaintea întregului norod. Nu și avea sens să mai scrie aici. Așa îl lăudau, așa îl proslăveau pe Hristos Domnul că norodul, bă, ok, îs bun. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Puterea de a mărturisi. Voi veți primi o putere. 2. Toate lucrurile astea se întâmplă imediat după pogorârea Duhului Sfânt. De asta citim de aici. Capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Știți, cunoașteți Scriptura. Acolo era un om, o loc din naștere. Versetul 22 din 4 spune că omul avea aproape de mai bine de 40 de ani. Deci el era o loc de 40 și ceva de ani, era născut înainte ca, virgulă, Hristos să se nască. Era dus la Poartea Frumoasă, cerșea, oamenii vineau care veneau să închine, dădeau ceva de milă și uite așa trăia poate și familia lui pe lângă el, așa cum se întâmplă și în zilele noastre. Vă duceți prin Maria, îmi place să vedeți oameni așa, în fine. Versetul 4. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uite-te la mine. Nu zice nimeni nimic, cum am citit? Uită-te la noi, pentru că voi veți primi o putere. Este puterea unității. Petru fain frumos putea să zică, uită-te la mine. Dar din moment ce Duhul Sfânt a fost pogărât, din moment ce Duhul Sfânt a fost revărsat, a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu mai era el, zice, noi. Uită-te la noi. Și el s-a uitat cu luarea minte la el și aștepta ceva să capete. Atunci Petru i-a zis, acum intrăm într-o încurcătură. Auziți, aur și argint n-am. Nu zic n-avem, n-am. Dar ce am? Ce? Îți dau. Ce? Ce i-o dat? În momentul în care este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, vine și darul tămăduirilor. Am înțeles? Ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. A venit și darul tămăduirilor. Scrie mai departe dacă citiți. Că oamenii aduceau pe cei bolnavi, pe cei chinuiți și îi puneau pe șanțuri, îi puneau pe marginea drumului, ci că măcar umbra lui Petru să treacă peste ei. Și erau vindecați. Slăvit să fie Domnul! Puterea unității. De aceea, Duhul Sfânt, prin mesaj profetic, ne-a chemat și ne cheamă în continuare la unitate. Unitate în slujitori,
unitate între frați și surori în biserică, pentru că noi toți suntem slujitori împreună cu Dumnezeu. Amin. Mergem mai departe. Ce se întâmplă? Capitolul 4. Pe când vorbea Petru și Ioan, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului, foarte necăjiți, pierdeau teren acum, clar. Au pus mâinile pe ei, pe ucenici, și ce-au făcut cu ei? I-au aruncat în temniță, în pușcărie cu ei. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei care ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și l-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta că l-ați vindecat pe ăla? Cu ce putere? Și iară Petru le predică. Sigur că le-a dat drumul, că le-a fost frică. Dacă citiți mai departe, capitolul 5, istoria lui Anania și Safira, versetul 17, însă marele preoți și toți cei ce erau împreună cu ea, adică partida Saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de oște. La pușcărie cu ei. Ăștia când erau pe stradă, la evanghelizare sau în templu, când erau în pușcărie. Iar la evanghelizare, iar în pușcărie. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: ați făcut destul, eu zic să mergeți acasă. Mergeți la familiile voastre, că așa și nu vă văzut copiii de mult timp. O, ce le zice îngerul? Înapoi în templu. Și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Și iară Petru se ridică și iară le predică. Și versetul 32 din 5. Noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu cui? Celor ce ascultă de El. Nu poți, nu se poate să ai o viață cum o ai. Duhul Sfânt te cunoaște și mă cunoaște. Și să vii la stăruință, noi transpirăm, asudăm aici, ne rugăm împreună cu tine și ne punem întrebarea: bă, de ce nu-i dă Domnul, de ce nu se pot... Nu? Celor ce ascultă de El. Amin. Asta e cuvântul, dragilor. Și apoi, mai departe. Capitolul 5, versetul 16. Sigur că toți erau vindecați, toți cei care veneau la Petru. Se duc în templu, predică. Și mă gândeam așa, pentru că noi avem motivațiile noastre. Unul i-a zis: vino și urmează-mă. Da, dar problema e că tocmai m-am însurat și nu prea am timp. Tocmai mi-a murit tatăl și trebuie să-l îngrop. Mi-am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Mi-am cumpărat o pereche de boi și mă duc să-i încerc. Știi, da, frate, avem familii. Și noi avem. Și noi avem. Frate, copii, și noi avem. Facem kilometri. Și noi facem. Nu prea, cum zicea un cumnadea meu mai demult, nu prea îmi vine. Și zicea maică sau socra mea: lasă că-ți dau eu câteva, să cum îți vine. Zic că nu prea am chef. Ei, vreau să vă spun că nici eu de multe ori nu prea am chef. Dar totuși există ceva. Un foc lăuntric, o putere lăuntrică care nu-ți dă pace. Și atunci apare
putere în ascultare. Putere în ascultare. Versetul 29 din 5. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Amin. Nu poți să asculți de Dumnezeu dacă nu ești înzestrat cu această putere a ascultării. Pavel zice la un moment dat: în mine să luptă doi. Mă chinui, mă lupt să fac binele și când mă trezesc îmi dau seama că am făcut rău. Iată ce am făcut, cu toate că n-am vrut să fac lucrul ăsta. Putere în ascultare. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și apoi mi-am notat aici într-o altă ordine, în capitolul 4. Este putere în rugăciune. După ce li s-a dat drumul, versetul 23 din 4, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii, pentru că le-au zis: vă porunciți să nu mai predicați pe Iisus ăsta din Nazaret, că dacă nu, iară intrați la pușcărie. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ele, o rugăciune în comun. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cucetă în oradele lucruri deșarte, împărații pământului, așa mai departe. Versetul 29, ca să scurtăm. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, uită-te Tu la amenințările lor, iar nouă ce să ne dai? Și că dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Scuzați. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-au cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Putere în rugăciune. Dați-mi voie să recapitulez. Putere în a-L mărturisi pe Iisus. Puterea unității este putere în unitate atunci când suntem uniți. Atunci când ești prigonit, când au ajuns să fie martirizați, a fost putere acolo. Puterea Duhului Sfânt. Puterea în rugăciune și puterea ascultării sau putere în ascultare. De aia le-a poruncit Iisus să nu se depărteze de Ierusalim până nu vor primi putere. De aia. Pentru că aveau nevoie de putere în toate lucrurile, în toate activitățile și în toată misiunea care ei o începuseră de fapt. Și au dus Evanghelia până la marginile pământului cu prețul vieților a ucenicilor. Cineva spunea o metaforă, de fapt, Iisus înălțat la cer, în slavă, în glorie, și-a lăsat 11 ucenici cu Matia 12 ca să ducă mai departe vestea bună a Evangheliei și a fost întrebat Iisus: i-a înzestrat pe oamenii ăștia cu niște puteri și le-a zis să meargă să propovăduiască Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va fi osândit. E planul A, planul 1. Dacă nu se vor duce, mai ai un alt plan? Și Iisus ar fi zis: nu. Și 12 oameni care au răsturnat lumea cu susul în jos. Și unul dintre ei a ajuns și în părțile Dobrogei, Andrei,
Și datorită faptului că acești oameni au plecat înzestrați de Iisus plin de putere și semnele și minunile care se făceau prin ei nu erau altceva decât confirmări că Dumnezeu este cu ei, datorită acestor oameni, datorită străbunicilor noștri, datorită străbunicilor noștri, bunicilor, datorită părinților noștri care au dus mai departe, ei, întrebarea se pune, noi ce lăsăm copiilor noștri? Ce? Ce dăm mai departe? Nu ne putem permite să zicem, după mine potopul. Dumnezeu ne va trage la răspundere. V-am dat din ce este al meu. Comoara asta trebuie să o dăm nealterată, nevirusată mai departe celor care vor veni după noi, dacă Dumnezeu va mai ține lumea asta. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o minte înțeleaptă, amin, trează, amin, și tot ce vor face copiii noștri care vin după noi să fie și să rămână în lumina Sfintelor Scripturii. Dar voi să nu începeți absolut nimic până când nu veți fi înzestrați cu putere de sus. Și în cântare, și în cântare. Și în poezie, și în poezie. Și în toate lucrurile. Tot ce facem, să facem ca pentru Domnul. Vis-a-vis de lucrările care au fost în biserică, pentru popor, pentru biserică. Vorbi și azi dimineață cu frații din bord și am hotărât ca în săptămâna următoare, imediat după botez, botezul va fi în 2 iunie, deci din 3 până în 7 iunie, deci de luni până vineri, vom avea o săptămână de post și rugăciune cu biserica. Motivele de post și rugăciune le vom transmite ulterior. Bineînțeles că vor fi accentuate pe familie, pentru familii, smerenie, sfințenie și așa ceva, ceea ce ne-a cerut Dumnezeu. Vom asculta din nou lucrările care au fost, inclusiv cea de astăzi, și alătura de aceasta am vrea să intrăm cu biserica într-o săptămână de post și rugăciune. Și acum, în fiecare seară, începând de luni până vineri, va fi rugăciune aici în casa Domnului. Luni, marți, miercuri, joi, vineri. De la orele 19. Lucrurile astea le vom scrie, le vom afișa și vor transmite mai departe, dar acum așa în preludiu la ceea ce va fi. Ne dorim mai mult o apropiere de Dumnezeu. Ne dorim ca familiile noastre să fie binecuvântate de Domnul. Nu vedeți, chiar nu vedeți că familiile slujitorilor sunt atacate în biserică? Chiar nu? Nu vă interesează? Cum a fost mesajul astăzi? Nu intra la judecată. Cine ești tu să judeci? Eu sunt chemat să mijlocesc pentru casa lui, pentru casa lui, pentru casa lui și așa mai departe. Tu ești chemat să mijlocești pentru casa mea, pentru casa lui și așa mai departe. În fiecare seară va fi rugăciune. Cei care locuiți în zona, în apropiere, vă așteptăm de la orele 19 aici. Nu știu când va dura rugăciunea. O jumătate de oră, o oră, nu știm cât. Dar de la orele 19 începem și ne rugăm, cântăm și ne rugăm pentru lucrurile astea. Ca Dumnezeu să-și reverse în continuare binecuvântarea peste poporul lui. Și apoi, în data de 9 iunie, vom sta la masă cu Domnul, adică cina Domnului. Având în vedere că duminica, prima duminică a lunii va fi botez, cina Domnului va fi în data de 9, când ne vom împărtăși cu toți, cu trupul și sângele Domnului. Domnul să-și reverse puterea peste fiecare. Amin. Și poate că în săptămâna care va fi de post și rugăciune, de ce nu? El este sus și face tot ce vrea. Domnul să-și reverse din puterea lui, să boteze cu Duhul Sfânt, amin, să înzestreze cu daruri. Amin. Dar nu uitați, pe data de 14 și 15 e curățenie în adunare. Amin. 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 Ne place să, știu eu, să ne arătăm, nu să ne arătăm, mă scuzați expresia, adică să fim văzuți în închinarea noastră publică, știu, printr-un anumit dar sau altul. Dar hai să punem mâna și pe o mătură. Domnul să ne binecuvinteze.
Așa trebuie. Așa trebuie. Și încă ceva. Dragi părinți, care sunteți cu copiii mici la biserică, eu mă rog Domnului de mult ca Domnul să-mi dea răbdare, să-mi dea... Eu ați văzut că stare sensibilă așa când plânge cineva. Nu de alta, nu că nu-mi plac copii, nu mă înțelegeți greșit. Nu cumva să piardă ceva, poate să zice un cuvânt frumos, să zice un mesaj și atunci știu eu, scrâșnetul unui copil, plânsetul unui copil, poate să fure ceva. Nu ești nici tu atent ca și părinte, plus ea de pe lângă tine, iară nu-s atenți, îți deranjați. Folosiți, vă rog, camera, mama și copilul, puiul, Domnul să te binecuvinteze, stă bine cu copilul în brațe, uite, vedeți, mă vede, mă aude, deci să vede, să aude acolo, totul este pregătit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să stăm ridicați. Și înainte ca să încheiem, rog pe fratele Bogdan să vină aici.